Fericiți cei săraci cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei plâns, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei ce flămânsesc și se toșează de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Prin mântare a scos din rai vrăjmașul pe Adam, iar prin cruce a adus Hristos întrânsul pe And you, Capernaum, will you be exalted to heaven? No, you will be thrown down to Hades. Святая Богородице, радуйся, невесто не невестная, царице мати Деву, круну все покрывающее, радуйся, невесто не невестная, и высшая. Thank you.
pe celălalt mal de est, vedeți acolo niște înălțimi. Acelea se mai numesc înălțimile Golan. Aici este marea ceartă între Siria și Israel. Înălțimile Golan acum sunt 3 sferturi la Israel și 1 sfert la Siria. În nord, dincolo de lac, este Libanul. Nord-est, Siria, iar est, când ne vom îndrepta spre... Zacheu a vrut să-l vadă pe slăvitul fiu de Dumnezeu. Era un om mic de statură, însă s-a suit într-un pom și pe acolo Domnul a venit. Zacheu, dă-te îndată jos, așa-i vorbit Domnul Hristos.